Bine ați venit, leilor, la etalarea voastră săptămânală și haideți să vedem ce avem pentru voi. Mai întâi de toate vă rog să-mi scuzați tusa și vocea, dacă eventual voi tuși mai mult. Voi încerca să închid foarte repede microfonul pentru a nu vă supăra urechile. Etalarea o fac pentru voi pentru că am foarte multe mesaje și dacă tot am zis că le facem, să le facem. Mai ales că sunt niște zile foarte bune acum. 9 de monede! Lei 9 de monede! Sunteți în putere! Vedeți că simt foarte multă invidie din partea celorlalți. E normal, atunci când ești frumos și cu bani, toată lumea te invidiază în loc să te iubească. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Prima etalare este a voastră, este pentru ascendent lună soare în leu. Este etalare generală și cea de-a doua va fi pentru persoana la care vă gândiți sau cineva nou din viața voastră. Cavalerul de monede, regina de cupe, cineva care vă iubește foarte mult, un nou început pentru unii dintre voi și aveți și eremitul, încercați să căutați o soluție în ceva și cred că este la locul de muncă. Iar aici aveți un doi de spade, o soluție, să luați o decizie, echilibrul, 8 de spade și 2 de monede, ok. Deci cineva vă disturbă liniștea la muncă și vă simțiți restrânși. Fie este un control, fie este ceva care va trebui să-l depășiți, va trebui să aveți multă răbdare. E un fel de a vă cere răbdare. Cavalerul de monede. Cineva care vine în viața voastră un pic mai încet. 7 de monede. Asta înseamnă că își apără interesele, dar poate fi în același timp și partenerul tău care încearcă să fie foarte precaut. Regina de cupe și 4 de cupe. Aici simțiți ceva emoțional, decădeți, să zicem, dar sincer nu faceți nimic pentru că aveți 4 de cupe. Pur și simplu vă gândiți. Deci nu uitați că vă gândiți la așa ceva și nu este o realitate. Mai ales în momentul în care gândiți despre acea persoană. Poate fi o persoană semn de apă, pentru că persoana respectivă vă iubește enorm. Pajul de bâte și 10 de bâte îmi spune că aveți un nou început în urma unei munci foarte mari, ceva care v-a chinuit pur și simplu. Eremitul poate fi o fecioară sau poate fi cineva care vă ajută în organizarea muncii. Doi de spade, încă o dată. Deci încercați să găsiți o soluție. Aveți încă o dată doi de spade. Nebunul, nu luați nicio decizie pentru că decizia respectivă va fi un risc foarte mare. Deci nu luați nicio decizie, ci pur și simplu mergeți încet. De ce? Pentru că va exista aici cineva care vă apără drepturile, este regina de spade, carul, că veți învinge și moartea. Se schimbă ceva, se transformă ceva, dar este spre binele vostru suprem. Deci atunci când nu doriți voi să o schimbați, se va schimba ceva și ceva se termină, ceva toxic se termină de fapt. Haideți să vedem ce avem aici. Energia partenerului sau persoane care intră în viața voastră. Dar cu siguranță există cineva care vă iubește. Nu uitați că este o etalare generală. Deși am foarte multe e-mail-uri pe fiecare videoclip, mi-au fost lăsate liste întregi pe e-mail cu ceea ce li s-au întâmplat. Vă le mulțumesc din toată inima și mă bucur că pentru voi
unii dintre voi aveți șansa să faceți o mare transformare în viața voastră și credeți în voi. Cavalerul de spade. Deci este din nou. Mesajul vă spune să nu vă aruncați cu capul. De ce? Pentru că trebuie să protejați. Justiția. Trebuie să fiți în echilibru cu voi pentru a nu pierde bani. Deci încă o dată, nu riscați. Vă rog să nu riscați. Cei care, bineînțeles, au ceva de a face cu o afacere, ceva care este pentru prima dată sau ceva care le-a venit acum o idee. Deci un sfat pe care vi-l dau în general, înainte, nu cu 3 zile, cu 10 zile, de orice eclipsă, fie lunară, fie solară, și după 10 zile, nu luați nicio decizie sau nu începeți ceva nou. De ce? Pentru că energiile sunt foarte puternice și nu aveți claritatea minții. Gândiți-vă la cei doi iluminatori, câtă energie disipă în momentul în care se fac aceste energii. Cinci de spade, cavalerul de săbi, încă o dată. Deci, efectiv, să nu vă certați cu ceilalți. Mă scuzați, va trebui să opresc câteodată microfonul. 7 de bâte, 2 de bâte, nu luați o decizie, justiția. Vedeți? Destinul vă spune să aveți răbdare, să aveți răbdare. Vă aduce exact acolo unde trebuie. Va echilibra singur. Asta este destinul. Și dacă vedeți bine, leul este aici sus. Deci acolo vă aflați voi dacă aveți răbdare. Cinci de monede. Nu riscați, încă o dată, de două ori am nebunul. Deci, nebunul este un risc, dar este și un nou început. Sau poate faci o mișcare proastă prin care vei pierde bani, pentru că 5 de monede asta ți arată. Și ești scos afară din știu eu, afacerea pe care o faci. Iar aici aveți aveți regele de cupe și lumea. Uitați ce vă aduce destinul dacă voi aveți răbdare. Saturn, lumea, vine cu 2 de cupe și regele de cupe, cu multă, multă iubire și creativitate. E un fel de a vă liniști, într-un fel, mintea, pentru a înțelege ce decizii trebuie să luați. Iar aici aveți un 6 de bâte. Asta înseamnă că veți avea reușită. Iar 6-le astea de cupe, posibil să fie ceva legat de copilărie sau poate de frații voștri. Pentru că aveți un 5 de bâte aici. Dar cu siguranță veți reuși. Deci, voi aștepta mesajele voastre pentru a vedea ce se întâmplă. Dar aveți puțină răbdare. Se distrubă puțin la locul de muncă, după care își va reveni. Va trebui să se așeze niște lucruri. Poate veți vedea foarte multe lucruri adevărate. Poate veți realiza că într-adevăr așa trebuia să se întâmple, pentru că justiția asta va aduce adevărul. Echilibrează totul așa cum trebuie. Numai bine, sănătate, la revedere!